Sute de călători au crezut că vor muri în momentul în care trenul în care se aflau nu a oprit în stație la Bârlad așa cum era în program și au închipuit că s-au stricat frânele, dar spaima le-a trecut când garnitura a încetinit și a încremenit după câteva sute de metri. Oficialii CFR au început o anchetă în acest caz și deocamdată exclud, spun ei, varianta defectării sistemului de frânare. Trenul Interregio 1661, care circula pe ruta București-Nord-Iași, trebuia să oprească în stație la Bârlad la ora 10:30. Numai că nu s-a oprit și a mers mai departe. Garnitura a oprit până la urmă, la 400 de metri distanță de gară. Putea să fie o nenorocire, dar se putea întâmpla o tragedie. Păi dacă nu se oprea, vă dați seama, putea să se oprească undeva foarte rău. Nu mai putem să ne ocupăm de siguranță, vă rog frumos. A rămas fără frâne cumva? De pe peron, oamenii care ar fi trebuit să urce în vagoane priveau debusolați. Ce ați pățit? Păi cum e să plecăm? Și v-a zis cineva de ce nu plecați? Păi nu mi-a zis nimeni nică. Deși inițial s-a speculat faptul că trenul a rămas fără frâne, oficialii CFR Iași susțin că nici nu poate fi vorba despre așa ceva. Dacă ar fi fost o astfel de defecțiune, ar fi apărut în tabloul de comandă al locomotivei. Eu cred că revizii trebuiau făcute la tren și vinovat este tot CFR-ul. Nu se mai dă interesul la timpul de față să fim în siguranță, să călătorim. În siguranță, e foarte dificilă treaba. Vă e teamă să călătoriți acum de trebuie? Sincer să fiu, mergem cu ajutorul Dumnezeu în față, mergem pe riscul nostru, dar... CFR-ul e vinovat că nu are oameni competenți care să muncească, să ducă călătorii în siguranță, călătorii plătesc. Locomotiva a fost însă schimbată, iar garnitura întoarsă în stația de la Bârlad. Călătorii au urcat în vagoane și au ajuns până la urmă în siguranță la Iași.